Una de câte ori vin în fața oamenilor sau am ocazie de felul acesta, le spun că vine în numele Domnului Iisus Hristos. Am învățat de la un tânăr din Sfintele Scripturi. El a spus, tu vii cu armă și cu îmbrăcăminte, eu vin în numele Domnului Iisus, slăviți să fie Dumnezeu. Golia s-a dus. Să dea Dumnezeu la o parte pe Golia și toate duhurile necurate și să facă ca izboarele din cerul să fie descuiate. A fost chemat fratele, dar nu l-am putut, nici cum nu l-am putut împinge și Dumnezeu din cerul să ne dea cuvânt și să ne dea sfaturi și învățături. Primul lucru vă spun că am venit să salut biserica, poate este ultima dată. Fratele știe foarte bine, cu 50 și ceva de ani am venit cu 10 persoane pentru botez aici. Și fratele diacnavi și am început să ne înviem. El spune, botează-i tu, eu spun, botează-i tu, că tu te-ai născut în casă de familie, eu numai de 3-4 ani sunt în biserică. Și l-am convins totuși, i-a botezat, slăvit să fie Dumnezeu. Și astăzi unii din ei au plecat, fratele meu, unii mai sunt înviat. Am avut o prietenie sfântă cu biserica aceasta. Apoi am venit pentru alt lucru. N-am avut ocazie și a fost foarte aglomerată sărbătoarea de jale al fratele Costel cu soția. Dar mă gândeam că merita un cuvânt care nu l-am auzit, care spune 17 proverbe, deci prietenul adevărat se cunoaște oricând nu l-am auzit. Dar merita să fie spus că a avut mulți prieteni, mulți prieteni, dintre care și eu mă socot prieteni cu el. Prietenia nu are limită de ani. Avram era muritor ca și noi. Dumnezeu numește prieteni care ești veșnic. Prietenia înseamnă să te iubești cu cineva. Prietenia înseamnă să nu-i faci rău niciodată. Prietenia înseamnă la necaz să fii cu el. Prietenia înseamnă o prietenie veșnică, nu de azi pe mâine. Nu o prietenie pe bani, nu o prietenie pe afaceri, o prietenie pe adevăr. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Am sărbătorit și sărbătoarea aceasta nu este departe de noi. De aceea toată lumea spune, chiar aici când m-am dat jos după mașină, cum aș putea să spun ceva despre Domnul Iisus? M-am apropiat de unul și am spus, Hristos am, e adevărat că am înviat, dar nu știu unde e biserica penticostală, o știa foarte bine, dar să vorbesc ceva cu el. Și el a spus că nu, nu-s de aici și nu știu unde, dar eu și vedeam biserica, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Am fost în Italia și să vă mai spun ceva, când am... S-a slujit Dumnezeu de mine acolo. Când am venit înapoi, n-am putut să le spun niciun cuvânt, niciun cuvânt, că era noapte și ori dormit și nu i-am deranjat. Dar zic, ce pot să fac? Întreb pe Domnul Iisus și spun la șofer, am un cuvânt în dreptul tău, anume ce, dacă vrei să mă asculți, de-a te ascult. Uite aici aproape, la 200 de metri, este o brutărie. Să bagi mașina să mă duc să cumpăr ceva pâine. L-am chemat și pe celălalt care era mai unul lângă mine acolo și zic, hai și tu cu mine. Am cumpărat, că eram nouă cu mine, am cumpărat de 20 de euro pită, mi-a dat vreo 12 pâine. Și atunci am mers acolo și le-am spus, oameni buni, pâinea aceasta e din Peșca, dar e în numele Domnului Iisus Hristos care a murit pentru noi, slăvit să fie Dumnezeu. Și am fost fericit că am putut face ceva pentru Dumnezeu, pentru Domnul Iisus Hristos. Am mai rămas pâine, că și până în Ungaria am venit cu alt șofer de acolo, m-a luat altul. Și am spus, uite, ție îți dau două pâini, ca una să o dai la celălalt când te întâlnești cu el. Dacă n-ai ocazie să te întâlnești cu el, folosește-o, te rog frumos. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Faceți ce știți, dar vestiți-l pe Hristos să fie slăvit numele Lui în veci de veci. Nu știu de unde să apuc și nu știu de unde să le scot, numai Dumnezeu știe, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Am început să scriu o carte acum, adică acum fac ciorna pentru ea
Și mă întreabă nevastă, dar n-ai mai terminat, n-am ajuns la jumătate, i-am spus. Dumnezeu să vă binecuvinteze, Dumnezeu să facă în seara aceasta să aducă har din plin și să fie folositor, să nu se risipească. Că femeia aceea, când n-a mai avut nimic de trăit, a mers la Dumnezeu, la omul lui Dumnezeu, și l-a întrebat și i-a spus, ce să mă știu face, dar ce ai acasă, niște ulei puțin, du-te și adu vasele de la cei vecini de lângă tine sau de departe, dar nu puține, nu puține, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Cu sămânatul sâncheți cum sâncheți, că așa e vremea acum, dar cu sapa nici de cum, cu grădina iară, mâine aveți for mai mare, Dumnezeu să vă binecuvinteze. De aceea nu grăbiți lucrarea și nu umpleți vasele înainte de a se umple ele de harul lui Dumnezeu. Femeia a spus, mai dă vasă, dar nu mai este, Dumnezeu nu risipește. Nu de mult am fost la un prieten și frate scump și ăla tare bogat, tare bogat, 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 ce să spun? Bogat, numai nuci are 300 de nuci în holda lui, e bogat, nu, ce să mai spun, nevasta lui era paralizată în pat, cu privire la nevastă l-am întrebat, cum te descurci cu ea? I-a spus așa, aceeași iubire în față de ea ca și când a fost mireas. M-am sperlit și am zis, Dumnezeu să-ți ajute, el o hrănea, el o spăla, el o îngrijea. Am văzut la el în curte crenji de la pom, cum o curăța pomii legate fiecare grămadă. Bă, frate, dar ce faci cu astea? De ce le-ai legat? Le-am legat să se uște și la iarnă le pun pe foc. Bă, frate, și eu fac așa, mă, și eu fac. Eu am învățat de la Iisus. El când a mulțit pâinea, n-a lăsat resturile să rămână acolo, ci adunați-le, și eu am învățat de la El. Și m-a întrebat, ce e pe la voi, cum e pe la voi, cum stai cu viața? Băi, nu-s bogatul bogaților, dar nici săracul săracilor. Pâinea de toate zilele nu mi-a lipsit niciodată, să vii să fie Dumnezeu. Dar totuși nu este ceva săraci pe la voi. Băi, este și săraci pe la voi. Dar ce ardu ce lipsă? Zic, o, de la o vădă, băi, a murit bărbat, la sora Ana, știți? Mi-a murit bărbatul și a rămas cu 4 copii și cu lemnile pe ea. Imediat număra banii de o remorcă de lemne, dar nu mai spune la nimeni, spune el. Ei, zice, s-a scumpit lemnele, mai trebuie și suma de... A mers între ceilalți frați când a fost, le-a spus, uite banii ăștia, pentru bă, după din peicica. El a gândit că mă îmbogățește pe mine, oriunde am fost, în Canada, în Italia, în Austria, totdeauna le-am spus tuturor, n-am venit să face strângere pentru mine, am venit să vă spun să trăiți pocăința, toți o cunoașteți și pune semnul întrebări, oare dacă fac cu tare păcat, oare dacă fac cu tare bine, oare dacă fac... Bă, dar n-ai citit în Sfânta Scriptură, n-ai citit Leviticul, mai ales în ultimele capitole de la 23 sau așa ceva scrie, dar în două capitole, trei capitole în urmă, îți dă lecții și lecții peste lecții. Până acolo, dacă măsori o cameră, să-i măsori exact, până acolo, dacă pui pe cântar, să pui exact, până acolo să măsori și să gândești și să trăiești pocăința, Dumnezeu să vă ajute. Dragii mei, de aceea am venit și acum să vă salut de ultima dată, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Am împlinit 84 de sărbători de Paști, împreună cu prietenul meu iubit, slăvit să fie Dumnezeu. I-am arătat la fratele meu iubit, la fratele Radu, zic, bă, bătrânețea, nu ne lasă, mă, nu ne lasă, ne dă ordinul și legea lui. În viața aceasta sunt 3 sărbători, fraților, Dumnezeu sincer să ne binecuvânteze și chiar 4, dacă vreți, dar una este la naștere, alta este... la binecuvântare, când se binecuvântează, alta este la botez, când oamenii se botează, alta este la căsătorie, acum sunt 4, dragii mei. Al patrulea e cea din urmă. Ziua plecării, sărbătoarea dorilor. 4 sărbători, dacă noi le sărbătorim și trăim pe voia lui Dumnezeu, El le primește la El. Îmi dați voie să mă ocup de tineri, nu? Dragile mele tineri și chiar și băieți, Dumnezeu să vă binecuvânteze, văd că băieți sunt mai puțini.
să nu cumva să treziți dragostea înainte de a veni. Încântarea cântărilor de trei ori anunță cuvântul acesta. Am văzut și am auzit cu urechile mele, deci acum s-o treze, după ce are doi copii, sau trei copii. Bă, dacă te-ai trezit, dar nu te trezește mintea ta să-ți îngrijești copiii împreună cu... Ce se întâmplă blestemul acesta? Chiar nevasta mă întreabă, zice, ce înseamnă blestemul ăsta? Zic, să nu lese Dumnezeu pe nimeni să-l trăiască. Dar cum? Păi o cerboaie care are 10 ani și are 9, ies cu 9 berbeci. Ce blestem mai mare trebuie? Dumnezeu să ferească pământul și oamenii. Nu treziți dragostea înainte de a veni. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dumnezeu l-a culcat pe Adam și l-a ținut culcat până a scos soția din coastele lui, până a pus la loc totul și atunci l-a trezit. Și a fost binecuvântat până la capăt. Mă întreabă unii, spunem, câți ani ai de căsătorie cu soție? Am împlinit 64. Și mă întreabă, cum ai reușit? Și le-am spus, când m-am căsătorit ortodox și eu și ea, și s-a terminat nunta, mă întreba dacă ea s-a rugat în familie. Iisus Hristos le face toate acestea. Mă cerceta și mi-a pus cea mai mare temere. Și ea mi-a spus, m-am rugat. Și i-am făcut întrebarea, adică i-am propus, n-am forțat-o. Tu ești de acord ca noi toată viața să ne rugăm lui Dumnezeu împreună? Da, până astăzi așa. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Nu știu de unde să apuc și unde să găt, nu mă știe Dumnezeu. Dar dacă nu mai aveți voi dreptul, voi sunteți aici totdeauna. Să nu fiți supărat, prietene. Ha? Dumnezeu să vă binecuvinteze. Avea băiatul mijlociu 30 de ani și a spus, a venit anul căsătoriei. Și a spus, nu-i niciun bai, foarte bine. Eu, tu și mama ta postim și ne rugăm. Nu știu câte zile am postit, știu că am postit acum anul tare de mult, 3 zile și 3 nopți cu familia, căci nevasta lui cel mai mare băiat, lui Costel, au fost declarate la Cluj cu cancer și a spus, vii în ziua cu tare să te operăm. Și după 3 zile și 3 nopți când s-a dus, oamenii au rămas uimiți și a spus, ce ai făcut? Nu se vede locul și urma slăvit să fie Dumnezeu. Nu știu dacă ați fost careva pe la Felnac, prietene, Costel, ai fost la Felnac, îl cunoști pe Talpă, pe Viorel, trebuie să-l cunoști. Vine odată la Peșca să meargă la Nora Mijlocie, că o lucrat împreună și nu era acasă. Și zice, hai să mă bag și pe la Gal, pe la bătrânul. S-a băgat și între alții zice, nu vrei să ne rugăm și să-mi faci ungerea? O, cu toată dragostea. Lunea marța, nu știu când s-a dus la doctor, a avut cancer curat la prostată. Și când s-a dus acolo, a spus, dar ce ai făcut că nu mai ai nimic? N-am făcut nimic decât ne-am rugat. Și am primit ungerea. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să știți că este viu în vecii vecilor, Iisus care a murit pentru noi. Este peste 50 de ani când nevasta lui fratele și iubitul meu, prieten, era bolnavă, bolnavă și am fost la el în casă și ne-am rugat, trăiește și acum, nu? Slăvit să fie Dumnezeu. Are 80. Și a mea 80. Așa ne-a unit Dumnezeu. Dumnezeu să vă unească pentru totdeauna în căsătorie, în părtășie. Să vă mai spun ceva tainic și Dumnezeu adevărat. O casă fără de dragoste este mâncare sarbădă sau mâncare fără de gust.
Și este scurtă viața să o trăiți în ciocniri sau în dispreț unul față de celălalt. O biserică fără de dragoste la fel este o mâncare fără de gust. O mănânci că n-ai ce face, dar nu din dragoste. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mi-e plin capul de cuvinte Dumnezeu, de viață trăiete cu Domnul Iisus. Aș vrea să vă spun ce am pățit când am lipsit odată de la ora de rugăciune seara. Dar vreau să gât întâi cu fetele și cu tinerii. Au trecut 6 luni și nu-i blonda, că și dimineața când mi-a arătat-o Domnul Iisus, mi-a arătat-o că a venit cu o mașină albă, ea și soră sa, și a intrat cu botul la Ghiuz, la vecinul acolo, și a deschis portbagajul și a luat pâine și a venit cu pâinea la noi. Și le-am spus la familie, stați liniștiți că Dumnezeu ne dă o blondă. A trecut 6 luni și săptămânal eram întrebat, unde este blonda? Păi nu știu, dar știe Dumnezeu. După 6 luni, un prieten care s-a pocăit prin prietenie, fratele Preda, când au fost nemții plecați, s-a dus să-și cumpere casă la Vladimirescu. Acum Dumnezeu îl pune și îl folosește de Eleazar. Și când vine la Peșca, zice, cunoști, nu știi casă de vânzare, știu multe, dar tu știi, nu știi o fată de mărit, de la 25 de ani în sus, că el 30 și nu fie 18, 17 ani, departe de mie gând. Mă, este una care a vorbit cu un băiat, 4 sau 5 ani, nu mai știu exact, de la 4 în sus. Și băiatul s-a căsătorit și băiatul a rămas cu prima căsătorie maxim un an. S-au despărțit și acum e căsătorit cu alta. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Și îi spun la nora de multe ori, mă, tu să te rogi lui Dumnezeu să-l binecuvinteze pe ala. Dar de ce? Te-a oprit să nu te iei altul până când s-o trezi bărbatul tău. Mărit să fie Dumnezeu. Am mers duminică, am spus la fratele ăsta, zic, măi, te duci să le spui că ori sâmbătă, ori duminică venim la voi, la ei, merem la ei. Sâmbătă am avut ceva probleme și nu ne-am dus. Ne-a dus duminica. Am mers la biserică, când am mers la biserică s-a sfârșit și am plecat la familie. Când am plecat la familie, primul lucru, am luat obiceiul lui Eleazar. Ne-ar trebui niște apă, măcar că eu de la tinerețe și până astăzi, fiecare duminică am păstrat-o pentru familie și pentru mântuire. Miercurea pentru biserică și pentru nătla. Vinerea pentru bolnavi. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să folosiți rugăciunea și post, credințe sau viață sfântă fără rugăciune și post, e egal cu nimic, ca o formă de evlavie. Și am văzut forma de evlavie sâmbătă. Să ferească Dumnezeu, bătăi în pălmi, sărituri, zgomot, turbesc. Nu știu care știți ce înseamnă turbare. Ieși din comun, trecut altar. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să cântați cântări cu dulce. Le-am spus, uite, noi obișnim în felul cu tare, ne-ar trebui niște apă. Imediat au pus apa pe masă, zic, aici e totul. Apoi am spus, avem un obicei, primul lucru este Dumnezeu, să ne rugăm Lui. Apoi, al doilea lucru, să citim din Sfânta Scriptură și pe urmă să discutăm problemele noastre. E bine? E bine, toți au căzut de acord. Ne-am ridicat în picioare, ne-am rugat lui Dumnezeu, am luat Sfânta Scriptură și s-a deschis exact la 1 Samuel. Capitolul 1. Dacă vrea cineva, dar vă spun numai... Nu că pierdem vreme, dar nu mai consumăm timpul. Acolo scrie așa, zice, Ana se ruga și Eli vine și spune, trezește-te și du-te acasă. Dar ea spune, roaba ta nu este beată, doar are o problemă. El spune, Domnul să-ți împlinească. Acolo mă oprește Duhul Sfânt și mă pune să citesc pe coloana cealaltă, pe coloana din dreapta, mi se pare. Acolo scrie așa, când mi s-a oprit ochii exact pe versetul acela,
Pe cât este de adevărat că sufletul tău este viu, tot așa este de adevărat că și pentru copilul acesta mă rugam. Aici mă oprește Duhul Sfânt și mă îndrept spre mamă sa. Care ați rugat? Care v-ați rugat? Și ați postit pentru problema asta. Mama pleacă la bucătărie. Eu am crezut că toți părinții știe ce datorie are. Fiecare părinte are datoria aceasta. Cineva m-a întrebat, până când trebuie să te rogi pentru copii? Nu mult, da? Până mori. Când ai murit, ele și în mâna lui Dumnezeu. Până atunci este și în mâna ta. Dumnezeu să vă binecuvinteze ca părinți. Să nu obosiți. Dumnezeu e mare și minunat. E, mă uit la tată, tata nici nu mă ia în seamă. Ce-o fi aici, mă? Fata se ridică în picioare și spune, eu am postit și m-am rugat. Măi să fie Dumnezeu, am zis. Dacă am văzut că toate lucrurile sunt așa, am deschis la 24, la Exod, și acolo partea din urmă a versetului scrie așa, văd că lucrul acesta vine de la Domnul. Și am spus, toată problema este rezolvată. Dar acum e vorba de zestre. Băi, parcă s-au urmicit oamenii. Te-ți s-au stat așa liniștit. Și am pus mâna pe ea, s-am întrebat-o, mă întind, tu știi să sap? Știu, dar nu-mi place. Nu-i niciun bai, bine că știi. Și cu atâta s-a terminat. Fata a început să urmărească băiatul. Mă, ce buze frumoase are! Ce ochi frumoși are, ce urechi frumos are, ce păr frumos are, ce corp frumos are, ce înălțime are. N-a găsit niciun motiv. La 3 luni a fost căsătoria și a trecut de 20 de ani de atunci. Și nu era în casă la noi sau în Pecica o persoană. Nu știu dacă în țară ar mai fi fost o persoană care s-o poată înlocui. Încredințați-vă soarta în mâna lui Dumnezeu și El m-a lucrat. Amin. Mării să fie Dumnezeu. Vă rog frumos. Am fost odată la Austria și locuiam la o lună de zile am stat, am umblat în 9 biserici și unul dintre frați îl încredințează biserica să-mi dea neapărat 100 de euro că biserica îi dă înapoi, dar nu de mult l-am întrebat și a spus, nu mi-a mai dat nimeni nimic. Și măi, eu nu iau bani, eu n-am venit după bani, eu am venit ca să vestesc cuvântul lui Dumnezeu, să vă spun să trăiesc pocăință, asta e slujba mea dată de Dumnezeu. Nu și nu. Mă, hai să întrebăm dacă e voia lui Dumnezeu sau nu. Dar cum întrebăm? Facem un sort și ne rugăm. A făcut sortul și o ieși să-l iau. Mă, nu știu care e situația. Îl iau. Când seara mă duc la o familie unde ne adunam mai mult ca să vorbim despre Dumnezeu, despre lucrările, despre pregătirea pentru întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos, acolo o văd care rămăsese cu 4 sau 5 copii. Și apucă vorba între ei, dar tu știi că ai la mine 100 de euro? Păi de unde să știu? Uite aici, în numele Domnului Iisus. Și m-am bucurat foarte mult, că nu trebuie să aduc greutate în țară. Dar pe urmă mă întreabă tot ăla care locuiam la el. Mă, dar nu e la voi nicio problemă, mă. Bă, zic că băiatul cel mai mare, Costel, a deschis să facă o biserică sau un local între cocotani, între țiganii la Cocota. Și care i-a spus? Măi, ridicat, e gata, nu mă nu-s bănci acum. Să adune 1150. Ei, mă duc la stăpân și când mă duc, mă, uite, ăștia s-au dat. Mă, zic, da, mi-a mai dat, arată, nu mă pot să-i spun numele acum, dar i-am spus, mă, mai dat 50 de euro. S-au făcut 1200. Când vin acasă, îi spun la băiat, uite, am cheltuit 10 euro. 5 am dat la o biserică când s-au făcut strângerea, 5 am dat la o tânără, la o fătuță. Iar numărul se vede dacă e numărul complet, numărul complet, numărăștea. 1200, 1300, 1400. Mă, mai număr eu odată, mă.
La fel 1400. Dumnezeu mi-a băgat 200, că atâta trebuia pentru băncile care au fost acolo. Ne-am dus la Edimar sau la ce, nu mai știu la ce. Acolo am comandat bănci, scaune din aștia, nu ca așa aștia, nici mai ca așa alea de acolo. Era suma exact. Ca să mă convinc de plin de prezență că e viu Domnul Iisus, vine un frate cu numele Banu de la Arad. Nu știu dacă ai fost la adunare atunci. Și el spune că lucra la o întreprindere, că toată curtea era betonată. Și într-o zi vede că flutură vântul niște sute de lei de acolo. Și flutură și flutură, el și mai doi frați se duce și adună sutele. Un tractorist vrea să se dea jos să meargă și el, Dumnezeu îl paralizează, nu poate să se dea. Ceilalți care erau în ușă se vedeau să meargă și ei să strângă, niciunul nu a putut să meargă. Dar tractoristul primul zice, ce bună era niște beri reci. Bă, ăștia nu-s bani pentru beri, i-a spus el. S-au întrebat, mă, a cui ești? La cine îi trebuie bani? Mie nu, spunea la lat. Mă, zice, eu sunt chemat la Moldova să mă duc cu mașina la evangelizare. Mă, atâi-s bani. Atunci m-am convins că Dumnezeu are putere peste toate, slăviți. Când a pus toiegele acolo, nici un toiac n-a înverzit numai al lui Aron. Și al lui Aron trebuie să fie pus în chivot împreună cu tablele și împreună cu mana. Dumnezeu să pună mană în inimile noastre. Când omul acela cu lepră s-a dus la Elisei și Elisei nici nu salută, nici nu se întâlnește cu el și se mâhnește și vrea să plece cu lepra lui mai departe. Și ceilalți îl convinge, bă, dar nu ceru mare lucru, mă, nu ceru mare lucru, hai fă lucrul acesta. Mă gândesc că la fiecare scăldătură s-a uitat și când a fost la șaptea, nu mai pun nimic. Se duce și când se duce, asta am vrut să vă spun, că dorința lui, dacă a văzut că nu ia nimic și nu poate duce nimic, a cerut un lucru. Dă-mi voie să încarc un car, cât poate duce doi câte, pământ din Israel. Dumnezeu să vă ajute să duceți harul lui Dumnezeu în casele voastre. Amin. Vă rog ca bărbați, smeriți-vă, sărutați-vă femeile când mergeți acasă, dacă nu sunt aici, iubiți-le până le aveți. Ceriți-vă iertare fiecare bărbat, voi sunteți capul familiei și Hristos e capul bisericii, de vii să fie numele Lui în veci. Voi ca femei, înțelegeți locul vostru care îl are. Femeia în casă, în biserică, cu copii, cu mâncarea, cu tot ce. S-au căsătorit doi tineri când eram și eu tiner și nevastă mea a intrat în casă, nu era nevastă mea, atunci era fată și ea, a intrat în casă și femeia rodea și mânca toată carnea. Și nevastă mea era mai mică și spune, dar nu lași nimica la bărbat. Mănâncă el și zamă, a spus. Dar nu mânca multă zamă făcută de ea. Nu știu dacă o stat, nu o stat un an la un alt. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Nu cumva ca bărbați care sunteți angajați, se spune că ai tot dreptul pe munca ta, că tu ai muncit. Nu o s-o cotești pe ea, am fost la Ilva odată și mi-a dat Dumnezeu un cuvânt de la Mica, 6:8. Și ce altă așteaptă Dumnezeu decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Și unul îmi spune, acum să mă înveți și pe mine, ce să te învăț pe tine, mă? Doar ești bărbat cu copii și familie. Deci cum stau lucrurile și cum ar trebui să trăiești cu drept în familie? Mă, unde lucrezi? La CFR-ul. Mă, știu viața de CFR-ul. Nu știu, umblat cu bagajele, cu un vagon, cu bagajele. Adică după fiecare tren era un vagon de... Mă, nevasta ta și tu cu ea ai 6 copii, da. Chiar am dormit la el și am văzut că avea 6 copii. Poate nevasta nu a dormit decât 2 ceasuri, poate niciun ceas. La ăla i-a trebuit apă, pe ăla l-a dorut capul, ăla i-a fost foame și ea a trebuit să umbie de la unul la altul.
Tu ți-ai făcut serviciu și ai dormit jumătate de noapte, dar mai vii cu dreptul în piept că ai fost de tură de noaptea și trebuie să te culci. Asta e o mare nedreptate și n-am să o mai fac niciodată. Dumnezeu să vă binecuvinteze, așa cum spunea fratele, sau care a spus, de cântar. Cântar. Dumnezeu le cântărește pe toate, slăviți să fie numele Lui. Cântăriți-le și voi. Și luați capitolul 7 cu versetul 12 din Matei, zice, ce aștepți să-ți facă ție altul, fă-i tu lui tăi, și-ai împlinit pocăința. E greu să împlinești pocăința. Tu aștepți să te iubească tot, dar tu cum îi iubești? Tu aștepți să nu te urască nimeni și tu cum faci? Tu aștepți să-ți vină altul în ajutor. La câți ai venit în ajutor? Nu de mult am vizitat o soră, pe sora Stella, și se plângea că nu o vizitează nimeni. Și cu voce lină și blândă i-am spus, îți aduci aminte câți ai vizitat în viață? Nu o vizitat pe nimeni și acum are 85 de ani. Pe nimeni nu o vizitat și acum așteaptă să o viziteze toți. Eu o vizitez, nu în fiecare zi, dar mă duc. Că știu că mă duc în numele Domnului Iisus Hristos. Dumnezeu să vă binecuvinte, să ne ajute să facem voia Lui. El ala mai mic când se însoară și el acum, dacă am făcut pentru celălalt, să facem și pentru rugăciune și post. El spune, mă duc la cutare, după rugăciune și post, și trimit vorbă după fata cutare. Dacă fata vine acolo, la unde sunt eu, problema e rezolvată. Se duce și așa face, trimite după fată. Dumnezeu de la Moldova, nu mai știu, de la Vatra Dornii, trimite printr-un vas de lucru, o sună și spune, azi să nu spui nu, azi să nu te împotrivești. Când a ajuns Eleazar, în câteva minute a fost îmbrăcată, și a ajuns la loc. Nu prea ar avea perete, așa e, frate Radu. Vă rog să vă pocăiți și să faceți toate prin Iisus, că nu doarme niciodată, nu mai moare niciodată. Probleme mari, probleme mici. Am auzit, n-am cunoscut în persoană, dar în 1970 a fost unul din formația lui Bicles în București și a spus așa, eu m-am pocăit că am avut mari probleme, mari probleme. Și am intrat într-o seară într-un loc unde se cânta și am zis, mă bag să băcei și aici. Și s-a pus pe banca din spate și cel rău care i-a slujit cu cântările lumii, că două feluri de cântări este. Cântări cerești și cântări drecești. Și acum a venit a treilea. Cuvinte cerești și melodie drecească. Nu știu dacă ați văzut, dar am văzut o sâmbătă. Dumnezeu să vă păzească și să ne păzească. A fost vorba că va fi o sărbătoare pentru trezirea României. Plin de bucurie mă duc. Fratele Radu mă sună și îmi face legătură și mă duc. Fericirea a fost, bucuria a fost și harul lui Dumnezeu a fost că autocarul a fost tixit din cap în cap, nu a fost. Și Duhul lui Dumnezeu mă frământă și mă umple Duhul lui Dumnezeu și spune, stai nepăsător, cu ce să apuc? Și Domnul Iisus începe cu cutare. Adică în Sfânta Scriptură este scris, răscumpărați vremea că răscumpărați timpul că vremurile sunt grele, rele. Și de acolo am început cu 45 de minute în continuu. Și prima dată am tratat cu călăuza, care era călăuza noastră. Și el spune, nu-i niciun bai, că doar toți căutăm pe Dumnezeu sau toți ăsta. Și el se plimba de la unul la altul și zicea, mă, om de 84 de ani, are atâta putere, mă, om de 84 de ani, are atâta înțelepciune, dar nu era a mea, era lui Dumnezeu.
Eu postisem aproape toate săptămâna și am gândit că și cei ce se duc acolo pentru trezirea României vor posti și vor vorbi din cuvântul lui Dumnezeu. Cum s-a întors oamenii la Dumnezeu pe vremea lui Neemia, cum s-a întors pe vremea lui Ezra, cum spune Dumnezeu prin Ioel 2:12, întoarceți-vă cu post, cu plânse și cu bocet. Așa am gândit eu ca fi acolo. Nici vorbă, nici vorbă, nici vorbă, nici vorbă. Și am fost foarte mulțumit că în autobus a fost o biserică să știi să fie Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să răscumpărați vreme. Oricând și oricum și oricând. Mergem mai departe cu ajutorul lui Dumnezeu. Dacă nu vă supărați și nu fi cu plictiseală. Eram odată în tren de la Oradea, vineam la Arad și acolo vis-a-vis de mine era o femeie mai în vârstă și de dincolo era un om iară mai în vârstă. Și în fața lui era o tânără și a început să vorbească tot felul de lucruri murdare. Au trecut o 10 minute maxim și mă deranja rău așa și zic, domnule, dar Dumnezeu e împotrivă la așa ceva. Omul a sărit în sus și spune, nu este Dumnezeu, mă, asta e o tâmpenie, asta e așa, 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 așa. Și nu este Dumnezeu și știința și tot. Ieși afară și nu mai putu de nervi, știi, ieși afară și asta era cumnata lângă mine. Deci, domnule, nu-ți dai seama cât e de agresiv omul ăsta. Dacă te lovea, ce se întâmpla? Păi ce să se întâmple? Eram lovit și s-a terminat cu atâta. Vine înapoi și nu încetează numai știința și știința și știința și știința. Și dă voie să spun și eu, nu nimic, îl mai lasă să se ogoaie un pic și tot continuă. Și odată strig, îmi dă Dumnezeu putere să strig mai tare decât el. Dumneata știi ce a descoperit știința? Și n-a știut. Îți spun eu ce a descoperit știința. Știința a descoperit aurul când o știu oamenii ce valoare are, când o știu oamenii la ce e bun. Și o descoperit uraniu, atomul, cărbunii, toate lucrurile acestea le-a descoperit. Dar să știi ceva că au fost puse în cămări de Dumnezeu și n-a lăsat să umbli oamenii la ele până când a știut cum să le folosească. Ce s-ar întâmpla cu o mână de atom să vină într-o biserică? Ne-ar distruge pe toți. Dar când o știu, Doamne, se lucre, atunci i-a dat Dumnezeu voie să se atingă de ele. Om omuțit. Și am început să-i spun, domnule, dar cum ai putea să gândești că Darwinul a avut dreptate? Cu ochii în cap, gura aici, dotată cu măsele, mănânci și bei apă și o trimiți aici la uzină. Și uzina împarte pentru păr, pentru ochi, pentru piele, pentru măduvă, pentru oasă. Uzina de aici, dinăuntru. Ceva mai deosebit, împarte și lumile de sânge, mă, globulile de sânge împarte. Să nu fie mai mult una. Cine face lucrul acesta? Dumnezeu a dat poruncă și rămâne porunca lui pentru totdeauna să vii să fie Dumnezeu. Când am fost în Canada, am văzut mâna lui Dumnezeu și lucrarea făcută de Dumnezeu. Toate apele de din coaș de la răsărit se duc în apus la oceane. Și când am apucat acolo, toate apele vin la răsărit ca să se întâlnească în ocean. Cine ar putea face lucrul acesta? Dumnezeu din cerul mării să fie numele Lui. Aveți încredere de plin în Dumnezeu. Nu știm ce ne așteaptă, dar este un ceva care să fie. Nu poți cu două bucurii. Bucurie aici de plină ca bogatul și sărăcie de plină cum a avut Lazar. Lazar și-a luat partea ce area, urmează să ne luăm partea ce area. Bogăția e la culme cu stomacul și cu lucrurile acestea văzute cu ochii, dar sărăcia e la culme cu bisericile, la culme cu ascultarea de Dumnezeu. Se poate și așa, se poate și așa. Nu se poate decât așa cum a zis Dumnezeu. Mare lucru a făcut Eva și Adam că a luat un fruct de acolo, mare lucru a făcut copiii lui fratele lui Aron. A trecut peste ce? Mare lucru a făcut femeia lui Lot, că s-a întors înapoi să vadă ceva. A rămas stil de sare până acum, nu de mult am citit despre ea,
N-a topit-o zăpada, n-a topit-o apele, a rămas că este semn Dumnezeu pentru toate popoarele din lume. Mare lucru a făcut Dumnezeu, că corabia lui Noe a așezat-o pe vârful munților. În 1970 am citit cu ochii mei, arca lui Noe a găsit-o pe muntele Ararat, unde este scris în Sfânta Scriptură, acoperită cu mare înghețaș, un ghețuș mare peste ea. Și cercetătorii americani au spus că aduce pompe să o desfacă, și au adus pompe și pe urmă au spus, am găsit elefantul cu spine de măces, un fel de spine așa care are niște boabe roșiuțe, o găsit în stomac la el, adică unde era stomacul lui, în scheletul lui, acolo era spinele, și a spus, a mâncat spinele, i-a spart stomacul și a rămas în vas. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Am numărat zilele de potop. A fost un an de zile potopul, de la început până la sfârșit. Am căutat și m-am uitat în Sfânta Scriptură și mi-a dat Dumnezeu lumină că și meșterul mare de 120 de ani a făcut corabia și fiul templarului a făcut corabia să fie deschise 2000 de ani și peste 2000. Corabia lui Noe a fost 7 zile deschise și n-a intrat nimeni. Dragii mei, n-ați văzut pașii Domnului Iisus apropiindu-se? Aleluia. N-ați văzut boala asta cuprinzând întregul pământ? V-ați întrebat, v-a făcut Dumnezeu de cunoscut de ce? Mi-a făcut de cunoscut că din cauza oamenilor care au votat bărbat cu bărbat și femeie cu femeie, și toate țările sunt de acord. În Ucraina, cu 2 ani în urmă, a fost parada celor care au dorit lucrul acesta din toate țările din lume. Și acum spală pământul cu sânge. Nu știu ce ne așteaptă nici pe noi. Pregătiți-vă prin post și rugăciuni ca Dumnezeu să ne dea putere să stăm în picioare. Mi-a făcut întrebarea și Domnul Iisus mi-a făcut de cunoscut ce se va întâmpla în marea bătălie, marea strâmtorare, când vine cu 666 să-l pună ori la mână, ori la păr aici la cap, trebuie ca să aibă, să alimentează prin firele de păr. Domnul Iisus mi-a spus, nu-i treaba voastră vremurile și surocele, este treaba lui Dumnezeu. Și mi-a arătat că Dumnezeu păstrează un loc pentru noi, cum a fost păstrat pustia pentru Israel și a fost hrănit de el, de Dumnezeu. Așa ne va hrăni și pe noi când va vedea că e limita. Prima dată ne va lăsa. Deci, ascunde-te în cămara mea până trece mânia. Dumnezeu din cerul să ne dea putere să ne ascundem în Iisus Hristos, amin, care a murit pentru noi. Fiul lui Dumnezeu, fiul templarului care a făcut corabia mare și deschisă de 2000 de ani, a murit așa, ca oricine vine să nu fie respins, slăvit să fie Dumnezeu, să fie primit. El a început cu rugăciune, a început cu post, a început cu viață sfântă, a sfârșit cu rugăciune. Tată, iartă-le păcatul că nu știe ce fac. Un singur om am găsit pe Ștefan care îl urmează. Tată, nu le ținea seamă păcatul pe care îl face. El se uita la cer, nu se uita la pietre. Slăvit să fie Dumnezeu. Amin. Nu știu dacă ați luat seama aceasta, dar aproape toate animalele au privirea spre jos. Găina e pe jos, câinele e pe jos, porcul e pe jos. Dar oamenilor le-a dat Dumnezeu înțelepciune să-și îndrepte privirea spre ceruri, slăvit să fie Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Fratele Radu avea un tată și era un prieten cu el, și din prietenie scrie în Proverbe așa, zice, nu părăsi pe prietenul tatălui tău, slăvit să fie Dumnezeu. Îmi pare că în 12 în Proverbe scrie cuvântul așa. Nu-l părăsi pe prietenul tatălui tău, și nu ne-a părăsit, Domnul să fie binecuvântat. Dar vine într-o seară tare năcăjit. Zic, ce-i cu tine, măi? Zice, pe Costel l-a arestat.
Și nu știu ce se va întâmpla și nu știu care e problema. Necăjine. Dintr-o dată Duhul Dumnezeu spune, măi, când a fost armata cu proroci și fiii prorocilor, cu Elisei, la unul sare securea și el o prezintă înaintea omului lui Dumnezeu. Și zice, domnule, a fost împrumutată și uite, nu mai, unde a fost, uite aici, aruncă lemnul ăla. Dintr-o dată spun, mă, ne rugăm lui Dumnezeu. Ne-am rugat lui Dumnezeu la ora 7 seara sau cât a fost, 8, nu mai rețin. Și dimineața pe cine vă? Pe Costel, chiar acolo la Juncan. Dar dincolo, nu era la Birce, era dincolo, peste drum. Costele, ce s-a întâmplat aseară la ora 7? Deci a venit un ofițer dintre miliție, dintre armată de acolo, care îl ținea condamnat acum, m-a dezlegat că eram cu cătușile legat, mi-a dat un pișor, un pumn și m-a înjurat de mamă, să nu te mai văd în veac, măi, așa să fie, să nu te mai vadă poliția niciodată. Vine de altă dată, măi, necăjit, măi, dar ce-i cu tine, mă? Deci am fost la spital pentru operație de ernie și n-a avut loc și era joia, ca și acum, numai mâine are loc. Și sunt necăjit că poate nici mâine n-are și trag așa cu dureri și nu, ca omul bolnav. Mă, întâi ne rugăm lui Dumnezeu, mă, și apoi te duci. Ne-am rugat lui Dumnezeu și vinerea se duce și zice doctorul îndemnat de Dumnezeu, hai să-ți mai fac controlul, dar mă, dar ce ai făcut, mă? Nu mai ai nimic, mă. Eu n-am făcut nimic decât ne-am rugat lui Dumnezeu. Pe acest Iisus vi recomand și vouă să mergeți la El cu toate, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Și ce ați făcut? Ne-am rugat lui Dumnezeu, du-te cu Dumnezeul tău. A murit și n-am mai avut treabă. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Într-o seară nevasta mea îmi spune, măi, ești bărbatul meu și poți să-ți arăt, uite, peptul meu mi se face ceva. I-am spus, nu te negăjim, mâine nu-i nicio problemă, mâine postim amândoi. Zara mi-a arătat și n-a fost nimic, măi, fraților, măi, fraților, luați-L pe Dumnezeu, îi una credința și al doilea încrederea, dragul meu. Și încrederea am pus-o odată la încercare. Silviu era de vreo 2 ani și ceva și s-a urcat când am făcut casa la Costel, acolo și era demisol, parter și marsadă sus și el era la marsadă. Nu era turnat planșeul, numai început la cofraze, să se facă cofraze. Și el strigă de acolo plângând, cum mă dau jos? Nu m-a văzut, cum nu m-ați văzut voi, nu m-am văzut, că era mai întuneric jos la demisol și nu m-a văzut cu un cuvânt. Și eu am rămas bucur de la primul nepot, că nu știa să spune bunicul și mi-a spus bucul. Și el știa de bucul, nu știa de bunicul sau de altceva. Ser jos că bucul te prinde. N-am gătat cu vorba până ce-o fost la mine în braț. Și a spus, asta e încrederea, ce spune Dumnezeu face. Dumnezeu să vă binecuvânteze, să aveți credință, dar să aveți și încredere. Rămâneți pe deleturi acum, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Într-o zi eram chemat la o nuntă la Dobric. Și am luat bilet cu vagonul, cu banca, mă sui în vagon, mă duc la bancă și acolo la scaunul unde trebuia să stau, era o femeie, băiatul și un copil, bărbatul și un copil. Bărbatul când mă vede, când spune, e ocupat. Eu dintr-o dată am înțeles că Dumnezeu are de lucru și zic, măi, acum, dar să nu mă socotească, îl minții sau îl prostii pe ăsta, am luat biletul și am spus, uite, numărul și numărul. Dar zic, stai liniștit că trenul ne duce tot acolo. Eram într-un capăt de către Timișoara și am plecat în celălalt capăt spre Oradea. Acolo m-am oprit, mă oprește Domnul Iisus și stau liniștit și apare un tânăr, apare o tânără, apare vreo 5-6 se adune după mine acolo. Le spuneam despre Domnul Iisus, despre mântuire, despre viața veșnică, despre problemele lumii de acum să nu se trudească prea mult cu ele, ci să se trudească cu ascultare de Dumnezeu. Căutați întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și restul se adaugă pe deasupra, cum se adaugă penele pe pasăre sau cum se adaugă sămânța care o punem în pământ, noi o punem acolo și Dumnezeu o crește. Slăviți să fie Dumnezeu! Amin.
Și am început să le vorbesc cu de amănunt. Și deodată din capătul de unde am plecat, un voinic, bărbat așa tânăr, strigă: domnule, să termin cu politica religioasă. Când am auzit că strigă așa și deranjează vagonul, i-am făcut semn să tacă și să vină. Când se apropie, Dumnezeu îmi dă cuvinte. Zic că îmi fac impresia că nu cunoști legile țării. În Constituție 13, 17 și 30 asigură libertatea oricărui cetățean a Republicii Socialiste Române. Noi toți aici am fost de aceeași credință și ne-ai deranjat. Te rog să-mi spui cine ești. Spune: sunt în Constanța, în Facultatea de Marină. Amândouă mâinile mi-am pus în cașă, vai de mine! Când vei fi în mijlocul oceanilor și valurile te vor acoperi și nu te mai ajută nimeni și nimic, să nu uiți să-ți pleci genunchii și să te rogi lui Dumnezeu ca Dumnezeu să te izbăvească. S-a deschis acolo, s-a golit un apartament mic, așa cum a fost, ne-am băgat acolo, cum mergeam spre Cluj, pe partea dreaptă, cum stăteam așa, era un râu care curgea, pe partea dreaptă era semimunți. Hei, cum să-l apuc, să-l apuc, să-l trag mai aproape de ascultare. Cum e cu canalul? Dumnezeu îmi dă partea cu canalul, dacă el acolo e la canal. Păi acolo sunt oameni care fac și care lucră, de-a zic, trebuie să fie oameni tare înțelepți care să acolo să răspunde de ce face, nu cumva să dea drumul la apă și să inunde țara. Sunt oameni foarte capabili acolo, să face ecluziuni și să umple și să golește, și nu mă interesa pe mine asta. Și zic că ce zici despre apa asta care curge ziua, noaptea, vara și iarna? Și mai ales că din vârf de munte, fără mână de om, curge în continuu. Ce zici de munți ăștia care sunt aici așa de mari? Ce înțelept au fost cine le-au făcut? Munții au făcut să scoată din oceane pământul și ce e acolo, ca să aibă apele locul unde să se adune. Râurile le-au poruncit odată și au spus: tu să curgi până când eu spun să nu mai curgi. Și curge în continuu. Ăsta e Dumnezeu care le-a făcut. Ăsta e Dumnezeu care le-a poruncit. Și mai curând, acum mai nou, mi-a arătat Dumnezeu cum se învârte pământul. Se învârte de la a sfinți la răsărit. Am observat pe avion, când ne-am dus cu avionul, am scurtat, adică a fost mai lungă ziua decât când am venit înapoi. Când am venit înapoi era mai lungă noaptea. Încolo a fost ziua mai lungă, încoace a fost noaptea. Deci, pământul se întoarce de la apus la răsărit. Mare lucru, fraților, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Am mai observat și ați observat și voi, până la copii. Zilele s-au scurtat. Ce s-a făcut cu zilele? Dumnezeu, axa pământului, i-a spus să se învârte mai repede. Dumnezeu mi-a arătat pe diavolul, imediat după ce m-am întors la Dumnezeu, ca un fel de cisternă din asta mare, un balaur nemaipomenit. Și se învârtea de-a roata după pământ și eu m-am învârtit după el de câteva ori. Dar tot mai tare, tot mai tare și mai repede. Și odată mi-am fixat un loc. Și venea și se uita la mine cu niște ochi atât de nervoși, atât de mari și atât de urât, dar nu-i dădea voie Domnul Iisus să se apropie de mine. Și atunci mi-a dat o încredere de plină, pot să fie 1000 sau 10.000 de îngeri răi, dar îngerul lui Dumnezeu și Domnul Iisus nu-i lasă să se apropie. Nu vă fie frică de, fie vă frică de păcat. Asta să nu-l faceți. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Am vorbit multe vreme cu băiatul și Dumnezeu l-a convins pe băiat și l-am întrebat dacă mai avut o călătorie mai plăcută. Spune, niciodată n-am avut o călătorie mai plăcută. S-a dat jos înainte de mine, a luat poziția de drept, cu mâna stângă lângă picior și cu dreapta mi-a făcut semn că eu m-am coborât pe trepte până când nu ne-am mai văzut.
Asta s-a încheiat, plecarea. Am venit până în Deva și în Deva trebuia să stăm 4 ore. Când aveam tren de Arad, numai după 4 ore. Dar unul ciutarul care era cu noi, care anunța mersul trenului la Arad, spune, hai să mergem în oraș, hai să mergem, că tu cunoști mersul trenului. Ne-am dus, când am întors înapoi, spune el, este timpul să întoarcem. La vreo 500-600 de metri, trenul fluieră și pleacă. Când am ajuns în locul unde trebuia să ajungem, unde am lăsat o femeie la haine și cu un copil mic, femeia urla, ce fac eu cu copilul până mâine la ora asta? Dintr-o dată m-a umplut Duhul lui Dumnezeu și am spus, stai liniștite, noi cu trenul ăsta mergem acasă. I-am făcut un semn așa cumva, că nu sunt întreg la cap. Am ieșit afară în șoseaua și am așteptat cum aș deschide poarta la cineva. În câteva minute o mașină roșie se oprește lângă noi și îl întreb, nu vrei să ne duci până în Ilia? Ba da, cât sunteți, grupa asta? Ciutarul n-a avut loc. I-am spus, acum azi iei pedeapsa, fiindcă ai făcut așa ceva. Ne-am urcat în mașină și șoferul spune, eu nu grăbesc mașina, nu gonesc. Chiar te rog, dar să te duci cu aceeași viteză cu care ai mere personal. Bine, bine. Apoi te rog să-mi spui cu ce scop ai ieșit din curte. Numai să mă prim. Cum mi-a dat Dumnezeu lumină, i-am spus și lui, zic, eu știam lucrul ăsta, dar să știe și ăștia la acces cu mine că ai ieșit să te prim, că trebuia să-i duci până la Ilia. La Ilia ne-am dat jos din mașină, ne-am urcat în tren și femeia, era vagon deschis peste tot. Femeia a început să strige în gură mare. Acum cred că ești cu Dumnezeu și cred că e Dumnezeu cu tine. Era nepocăită. Nu, atunci să te pocăiești și tu. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dragii mei, în viața asta de 60 de ani de pocăință, fratele are mai mulți, are 80 de ani de pocăință, el s-a născut în familie, Domnul să-l binecuvinteze și să ne ajute ca toți să ne putem bucura veșnic în împărăția lui Dumnezeu. Cu fratele Costel îl trimite Dumnezeu într-o seară la noi, într-o seară, și cu mașina goală, n-are motorină nimic. Dumnezeu cu o zi înainte a găsit cu care să umplu o canistră plină de motorine pentru a doua zi la tractor. Fără să vorbim nimic, îi spun, frate, trebuie să vii până la noi. Dar ești departe, că stau rău cu motorina. Nu stai departe, vă 200-300 de metri. Zic, uite de ce te-am chemat. El parcă dă lacrimi în ochi și spune, m-am rugat lui Dumnezeu pentru asta. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Vine el înapoi la biserică și toți acolo cu prietenul lui, Covaș, spune, trebuia să mă duc la Cluj cu nevasta, că a fost operată la Cluj și trebuia să meargă la control. Și seara am fost la ei și printre altele mi-a dat Dumnezeu cuvântul să mă rog, Doamne Iisuse, drumul e lung, dar trimite un înger în fața lor ca să-i călăuzească. Dumnezeu să-și împlinească voia și planul lui, a trimis o ceață, spunea că în 10 metri, nu puteau mai mult de 10-15 metri, așa era ceața de putere. Dar de cum a ieșit și a pornit, în fața lor a pus Dumnezeu un tir până în fața spitalului la Cluj. Vă rog să vă rugați cu credință. Vă rog să nu lăsați mintea să vă ducă la sapă, la rujuri, la anumitele lucruri, ci la Hristos care a murit pentru voi și pentru noi. Am fost chemat la o familie, cam la 50 de kilometri de la noi, pentru rugăciune și ungere și mărturisire. Și am fost, m-am dus și cu bărbatul am intrat în altă cameră, că mărturisirea se face între Dumnezeu și două persoane și atât. Nu se mai duce la altul și la urechile altuia. Că dacă ar vrea să se ducă, atunci ar spune el, cum a spus David. David a spus pe față. A văzut că nu poate să se ascunde, că și el a vrut să se ascunde. Ce zice? Du-te urimă și culcă-te cu nevastă ta, ca să îmi spăli obrazul.
Dar omul ăla temător de Dumnezeu și cu cugetul curat l-a îmbătat și a dormit la poartă 3 ori. Oh, Doamne, trezește-ne ca să fim treazi pentru a asculta și a împlini cuvântul lui Dumnezeu. Mare Dumnezeu și minunat. Se mai încep și altele lucruri care Dumnezeu le-a trăit cu mine împreună și eu le-am trăit cu Domnul Iisus Hristos. Când m-am întors la Dumnezeu, toți au spus că mă părăsești. Toți au spus că nevasta divorțează, i-am spus cu aceeași voce, faci ce crezi că e mai bine pentru tine. Tatăl meu a spus, aprind casa dacă mai bine. Fără casă pot trăi, dar nu mai pot trăi fără Dumnezeu. Am fost de 2 ori internat în București, în spital, cu inima, și am venit acasă și le-am spus că m-au tratat, dar așteptam moartea în fiecare zi. Și am spus, mă duc să mă pocăiesc, să scăp de păcate și apoi să mor iertat. Dar n-a fost așa. Am murit firește și am înviat duhovnicește, să vii să fie. Am auzit puterea Duhului Sfânt când a intrat înăuntru și n-a auzit-o nimeni. Doar un frate și o soră au început să vorbească în alte limbi. Ce păcat că ne adunăm de 10 ori și nu se aude odată o voce prin Duhul Sfânt. Ce păcat că Duhul Sfânt a rămas pus ca o haină într-un cui sau în dulap. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dumnezeu din cerul să ne ajute să facem voia lui Dumnezeu. Am umblat în Biserica Baptistă, când mă duceam acolo, ziceam, mă pocăiesc. Când veneam acasă, spuneam, nu fac așa ceva. Așteptam de la ei trăire cu Dumnezeu, așteptam de la ei cunoștință despre Dumnezeu personală și nimeni nu spunea nimic. Și spunea, dragostea care o aveți voi față de Evanghelie și biserică o am și eu de familie și de cei din jur. Mie îmi trebuie o dragoste curată, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Să vă mai spun ceva, că am fost tare bajocorit de un ofițer, tare bajocorit am fost. Cum a vrut el așa m-a făcut? Și când a terminat el, i-am spus niște cuvinte. Mie poți să-mi spui că sunt măgar, poți să-mi spui că sunt părat. Eu sunt ceea ce m-a făcut Dumnezeu. Nu mă deranjează vorbele tale deloc. Și apoi, pe lângă aștia, m-a învățat Dumnezeu modul pocăinței. Dacă cineva așa ai dreptul să te laude, transmite lauda celui ce te-a făcut, acela se numește Dumnezeu și Domnul Iisus, că nu o merităm niciunul. Nu o primi. Diavolul vine cu toate, dar nu o primi. Am fost la munte cu 2 ani în urmă și m-am dus cu scopul să ascult pe alții, cu facultăți, cu teologie, cu gândul să ascult pe alții. Când am fost acolo, nimeni nimic. Și Dumnezeu mi-a dat har de plin. Ca și aici, acum, și mai mari, probabil, nu știu. Că au fost numai bărbați care posteau și se rugau. Niciunul, cu mâncare sau cu altceva, ca cu băuturi. Și s-a terminat slujba și a zis diavolul către mine, după ce s-a terminat cu totul, după 3 zile, zice, n-ai avut perechi. I-am spus, minți, minți. Primul este Dumnezeu care m-a chemat la pocăință. Apoi este biserica și familia care se roagă. Eu totdeauna le spun fraților, mă duc, adică mă duc undeva, te sunt chemat. Dar vă rog să vă rugați pentru mine. Și datorită acestor lucruri, a lui Dumnezeu întâi și apoi a bisericii și a familiei, că dacă ești din familie cu pace, cu pace te întâlnești în biserică. Dacă ești din familie plin de nervi și de necaz, așa intri în biserică. Dacă ești din familie cu o cântare cântată spre slavă lui Dumnezeu, cânti cu bucurie și în biserică. Iar dacă ești cu mânie, nu poți deschide gura. Dar Dumnezeu a spus, deschide-ți gura larg și eu ți-o voi umplea. Cu ce ți-o umple? Cu cuvinte cerești, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Toți au rămas de rușine. Dar când m-am pocăit, am spus, Doamne Iisuse, eu m-am pocăit să rămân pocăit pentru totdeauna. Și am luat niște cuvinte, am luat cuvântul ăsta din Isaia care spune, de veți voi și veți asculta, veți mânca cele mai bune roade ale țării, iar de nu veți voi și nu veți asculta de sabie, veți fi înghițiți. I-am spus Domnul Iisus, eu m-am pocăit să ascult. Apoi m-am uitat la temnicerul din Filip când spune, zice, ce trebuie să fac să fiu mântuit? Crede că vei fi mântuit tu și toată casa ta. Și am spus și eu și toată casa mea,
doresc și vreau și mă rog ca să fie mântuiți. Mama mea s-a pocăit cea mai târziu, s-a pocăit la 87 de ani. La 87 de ani, înainte de a merge la lucru, era bolnavă în pat, m-am dus să văd de ea. Și când m-am dus să văd de ea, primul lucru mi-a spus: după 40 de ani te-a ascultat Dumnezeu. Dar ce s-a întâmplat? A venit Domnul Iisus cu Biblia la capul pieptului și mă cheamă la pocăință. De trei ori, de două ori a venit și a stat cu mine de vorbă și a treia oară nu m-a trecut. Până atunci, oriunde ai pus mâna pe ea, o durea toate oasele. Cum a luat botezul, n-a mai spus ea-o niciodată. Până atunci a se rugat foarte mult, dar fiind bătrâne, a schimbat rugăciunea. Se ruga câteva cuvinte, spunea așa: Doamne Iisuse, ajută-mă să ajung cu bine pe drumul care am pornit. Asta era rugăciunea ei. N-a mai trăit mult, dar a murit pocăită, slăvit să fie Dumnezeu. Încredeți-vă în Dumnezeu! Și spuneți și voi ca Iosua și ca mine, credeți prin mine, eu și casa mea vom slujim lui Dumnezeu. Spuneți fiecare lucru acesta, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Se apropie vremea de încheiere, am transpirat, Dumnezeu să vă binecuvinteze, dar nu-i niciun bai, că Dumnezeu este acela care ne face să transpirăm când intre Duhul Sfânt în noi și scoate rău prin transpirație. Poate că n-ați observat lucrul acesta, dar eu am observat de multe ori. Scoate rău. Dacă ai fost nervos, scoate, dacă apuci să te rogi până când transpiri, când te scoli de la rugăciune, ești plin de pace. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Ce să mai știu să vă spun, care este de folos pentru voi? Văd că sunteți ascultători. Am fost într-o biserică odată, în partea Bihorului, și Dumnezeu mi-a dat niște cuvinte și unul bea de acolo, strigă, zice: asta e pentru mine, asta e pentru mine. După aceea se ridică în picioare cu un cuțit în mână. Am zis: fraților, sculați-vă în picioare și ne rugăm lui Dumnezeu. Cum stau acum, aș sta să vină cu cuțit. Ne-am rugat cu toții și când am terminat cu rugăciunea, el a fugit. Și nu l-a lăsat stăpânul lui, diavol, nu l-a lăsat în pace, s-a dus, s-a băgat cuțitul în cocheț la la un porc, în cocheț la un om. Atunci, în ziua aceea, în ceasul acela, nu. În altă biserică am fost tot în partea Bihorului și am întrebat frații, zic: fraților, cât e liber la voi? Cât de Dumnezeu? Bă, tare bine! Dar am fost la la Comănești, dar lângă un sat acolo, și erau cam 400, tot joi seara, 400 de țigani numiți, nu, rom, cum se zice, și mi-au spus, zice, 15 minute, măi, destul și 15 minute. Când s-o terminat, zic, m-a întrebat, nu, cum e la voi? Cum e la noi, sie? Măi, tare bine, numai totul e cu cartela. Cum, mă, cu cartela? Păi da, bine, dacă 15 minute, 15 minute am făcut. Când a fost a doua oră, zic, nu, cum, mă? Cât de Dumnezeu, și așa a fost. Dar ce s-a întâmplat, că unul dintre ei, când s-o terminat, zice, fata mea e cuprinsă de ceva duhuri, o trântește jos, face spumă, negrește toată, numai că nu ieși sufletul din ea. Hai să mergem acolo. Am mers vreo 5-6 frați care au vrut să meargă acolo, ne-am rugat, am cântat, am făcut ungerea și a doua zi sună, zice, nu mai are nimic, nu mai are. Slăvit să fie Dumnezeu. 5-6 cazuri am avut parte cu ajutorul lui Dumnezeu să-i curățe Dumnezeu de duhuri necurate. Vă rog să aveți curaj împotriva păcatului și împotriva firii voastre pământești. Niciodată n-ai să saturi firea pământească, niciodată n-ai să ajungi cu moda la capăt, că astăzi ai văzut una la televizor și mâine alta. Uitați-vă ce înșelăciune pe pământul întreg, fără să-și dea oamenii seama. L-a dus pe Domnul Iisus, l-a înviat să facă pâine, n-a făcut, l-a înviat să zboare de sus, n-a zburat. L-a dus pe munte sus să vadă lumea întreagă, să-i ofere. Acum e în buzunar la fiecare, lumea întreagă, fără să-și dea seama. Ce vrei să vezi din America, ce vrei să vezi din Canada, din Australia, din Rusia, din evrei? Lumea e la voi și la noi în case, dragii mei. Și nu ne dăm seama, nu ne dăm seama. Va veni vreme când lumea va lua, va veni vreme când nebunește oamenii. Cum îi nebunește? Mai pune un copil de clasa 8-a sau de 10-a sau de 12 să-ți facă o socoată adâncă. Ia ăla de la el, mai știe să-ți facă 2 cu 2 sau 10 cu 10?
Așa face lumea să o nebunească. De ce? Când va veni cu semnul acela și când va veni anticristul, să nu aibă de lupta cu noi. Nu cu noi, cu care sau lui, a lui. Cu noi va lupta Hristos, mărit să fie numele Lui. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Doresc din toată inima și mă rog lui Dumnezeu. Când a fost prima dată, tot prietenul meu, fratele Radu, mi-a făcut legătură cu Timișoara, cu Vocea Americii și atunci cu Vocea Evangheliei. Atunci a ajuns în toată lumea vestirea cuvântului lui Dumnezeu. Cu 2-3 luni în urmă a fost la Reșița și fără să-mi dau seama, tot el vine, zice, eu te-am ascultat pe viu. Mă, dar cum, mă, că eu am fost în Reșița? Uite aici, zice, hai să vedem câți ori a ascultat, 82.000 de persoane era scris pe. Altul zicea, Dumnezeu să lungească viața, altul să trăiește 100 de ani, altul, urările care erau. Și mă sună o soră din nu pot să-i spun țara acum, dar poate mi-aduc aminte. Deci, ți-am ascultat predica, dar eu spun, nu a mea, a lui Iisus Hristos, dar eu am fost slugă. Și mă mai suna de atunci, în Elveția. Suedia, iertați-mă de greșeală, în Suedia, nu Elveția. Mă aseamănă cuvintele. Vă rog frumos să vă pocăiți. Acum simt că am o datorie înaintea lui Dumnezeu, că testamente și Biblii am împărțit peste 1000. Am scris pe o tablă mare, pe o hârtie mare, literatură creștină gratuită și m-am dus în piață cu ele și le-am împărțit la toți care au primit. Și acum am o datorie dată de Duhul Sfânt și de Dumnezeu să mă rog pentru toți aceștia care au auzit cuvântul lui Dumnezeu să se întoarcă, care are Evanghelia, să mă pot întâlni cu ei în ceruri și cu voi de asemenea. Cred că asta va fi ultima dată, 84 de ani, când să mai vin la voi? N-am venit de mult, dar Dumnezeu să vă binecuvinteze. Am avut prieteni aici și m-am bucurat mult cu fratele Groza când era el și cu frații din trecut și cu bătrânul ăsta, Dumnezeu să-l binecuvinteze. Dar știți ceva? În împărăția lui Dumnezeu nu va mai fi bătrâni. Fratele Ofșitaru, tu l-ai cunoscut, nu? Într-o noapte, 23 sau 24 de ore a vorbit cu Domnul Iisus și cu familia. M-a sunat noaptea să mă duc și eu acolo, că eram prieten cu el și nu m-am dus. Adică n-am auzit telefonul, am dormit pe adânc și nu l-am auzit și nu m-am... Dar dimineața Duhul Sfânt zice, du-te. Când mă duc acolo, dar zice, nevastă, tu ai auzit ce a fost la noi? Dar de unde s-aud? Dar cum de-ai venit? M-a trimis Duhul Sfânt. Păi zice, uite ce s-a întâmplat azi noapte și cum au fost și de la Oradea ori vine și îl ascultau și îl întrebau cum e acolo. Și Nora l-a întrebat, nevasta lui, l-a întrebat, cum e tata? Îl vezi pe tata? Îl văd, dar cum e? 28-30 de ani. Asta va fi vârsta acolo. Nu vor mai fi cu picioare de lemn, nu vor mai fi bătrâni, nu vor mai fi, frate, îndoiați ca noi. Toți vom fi drepți acolo, slăviți să fie Dumnezeu. Dragii mei, avem ceva pregătit, dar oamenii stau și se uită la ce văd și la ce pipăie. Dar credința puternică e dată în așa fel să ne uităm la ce nu se vede. Adică nu-L vedem pe Dumnezeu, dar îi vedem lucrările. Nu vedem curentul, dar îi vedem puterea. Nu vedem vântul, dar îi vedem forța. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Lucrurile nevăzute sunt mai puternice decât lucrurile care se văd. Vă rog frumos să nu vă supărați pe noi. Și este cam mâhnit cu fratele Radu că l-am spus să vină el întâi și el zice, du-te. Deci am venit, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dacă vreți și nu-i obositor, eu nu numai acum, de multe vreme eu vă pomenesc în rugăciune, credeți-mă că vă pomenesc. Nelac, Șeitien, Semlac, Secusij, toate astea. Mi-am adus aminte de Secusij, să vă mai spun ceva și de el. M-am dus într-o duminică cu cina de taină și unul bujorel de acolo avea o fată bolnavă din spital în spital și din tratament în tratament și nu mai se vindeca. Și atunci, sâmbătă, i-o dat drumul până luni, ca luni se vine înapoi la spital. Și mă, zice, bine că eram prieteni cumva așa, cunoscuți apropiat, prieteni, nu?
Deci bine că ai venit, că uite, nevastă mea cu fata de atâta vreme în spital și acum o duc la binecuvântare. Băi, luni au dus-o și au spus să vii peste 6 luni, că peste 6 luni să vii la control. Și n-am mai mers în veci. Cu Costel a fost iară la un unchi al lui Marinela, al lui Nelu, lui Goldia, de la Arad. Iar la un copil, pe la Timișoara, spital și spital și tratamente peste tratamente. Și Dumnezeu l-a vindecat la o rugăciune și o ungere slăvise pe el. Și apoi, după când a murit Nelu Goldia, a venit și familia aceea și femeia, când m-a văzut, departe o striga, când m-a apucat, uite, ăsta e copilul, acum era de 2 ani și fugea pe-n curte, știi? Slăvit să fie Dumnezeu! Amin. Nu vi le spun toate, că am început să fac o carte de aducere aminte și care mă gândesc ce titlu să-i dau, că nu vreau să dau numele. Vreau să spun că e cartea lui Dumnezeu sau oamenilor care vrea să slujească pe Dumnezeu. Nu știu cum îi dau titlul. Dar de câteva săptămâni acum te-o scriu și nevasta mi-o zis că n-ai mai gătează, că n-am ajuns la jumătatea. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă dea multă putere și pace. Căutați să vă împăcați unul cu altul, căutați să trăiți o viață sfântă, căutați copii să ascultați de părinți. Gândiți-vă ce spune Sfânta Scriptură, orice copil neascultător care vorbea de rău, care n-asculta părinții, erau vrednici de moarte înainte. Acum nu ne mai omoară nimeni, dar rupem legătura cu Dumnezeu. Dacă n-ai legătură cu mama și cu tata, dacă n-ai legătură cu familia, n-ai legătură nici cu cerul. Dacă n-ai legătură cu biserica, și am început ceva să vă mai spun, dacă mă mai ascultați un pic, ce înseamnă lipsa de la biserică. Făceam casă la fată și turneam placa sus și frații era joi și frații erau acolo la lucru. Mai aveam așa 4 metri, așa o bucată de turnat și știam că nu-i bine să-l adaugi așa a doua zi. Sau... N-am zis să oprim, n-am zis să lucrăm, n-am zis nimic în tecut, dar betonierile mergeau, ei lucrau și... N-am gătat până când am simțit cum un înger al lui Dumnezeu m-a lovit aici în spate. Era ora rugăciune și frații erau la lucrurile. Am tras-o cumva și am gătat. Când am mers acasă, i-am spus la nevastă ce s-a întâmplat și dormeam cu cel mai mic copil și nevasta era cu ceilalți în altă cameră și deodată văd că nu mai pot să suport copilul lângă mine. Creștea durerea cum crește laptele când îl feri. Așa creștea durerea. Durerea creștea, puterea pleca, nu mai aveam putere. Am dus copilul la nevastă și m-a dus înapoi la loc. Pe urmă, n-am mai putut să stau acolo. Așa mă durea de ceva, nu pot să vă spun ce dureri. Și mă duc la nevastă și spun, pune duna, că dunii erau atunci la modă, pune duna jos și mă închin pe dună. Apoi întoarce-ne, apoi schimbă-mă, apoi... Toată noaptea n-am dormit, nici eu, nimic. Atunci am făcut o școală dumnezeiască. Ce făceam dacă eram un bețivan și o bat ieri, și o înjur ieri, și o necinstesc ieri. Și acum toată noaptea să mă întoarcă după parte pe altă. Ce-ar fi? Și am zis, Doamne Iisus, îți mulțumesc și pentru asta. Trece până vineri dimineața și vineri dimineața mă duce cu mașină la doctor și... Îi spun la doctor, domnule, am atâția ani, dar eu n-am mai simțit așa durere. Păi zice, spune-o ce-i, ce s-au despărțit 2 inele de la spate, de la spinare, de la coloană, cum zice ei, și acolo intra carne, intra muștea acolo și el e prins în clește acum. Dar vii luni și te trime la Timișoara la operație. Am plecat acasă și nu durează mult până când, cum v-am spus, nu părăsi pe prietenul tatălui tău, tatălui, cum ai un frate, nu, cu Ion, mă, unde a fost sau ce a fost cu el, văr primar, nu? Văr primar. Vine și zice, ce faci, măi, să nu mai facă nimeni ca mine în viață. Mai vine încă unul, ce faci? Tot așa îi spun, să nu mai facă nimeni ca mine. Și zice, hai să ne rugăm. Da, deschide Biblia și când deschide Biblia,
El se uită în partea stângă să citească. Dar eu spun, citește în partea dreaptă, era mă îndemnat. Acolo era 66 Isaia și spune că vă voi dezmerda pe genunchi și oasele voastre zdrobite vor prinde putere ca iarba primăvară, așa ceva spune. Când am auzit lucrurile acestea, am simțit ca o apă căldiceau aici și s-o coborât până aici, la locul de. Acolo am simțit cum au ieșit carnea afară din clește și am simțit că mă durea, dar durere care era suportabilă și durerea care a fost pentru că a fost strâns atâta timp în oasă acolo. Și am simțit libertatea, m-am sculat în picioare și lăudam pe Dumnezeu. Le-am spus, mă, m-a vindecat Dumnezeu. Mergeți la Dumnezeu cu toate problemele voastre, mergeți la Dumnezeu și El vă iartă. De asta vă spun, să nu lipsiți de la biserică, să nu lipsiți. Nu-i nimic mai de preț decât sufletul, dar fiindcă sufletul nu zbeară, de aceea omul e tace și lasă acolo adormit. Noaptea m-am pus în pat și am adormit, imediat am adormit, după atâta durere am adormit și au venit doi îngeri. Și au spus, te faci bine cum ai fost, dar cu reducere. Și mă rog lui Dumnezeu în fața voastră și în fața tuturor oamenilor de pe pământ să mă ierte Dumnezeu că și astăzi am lucrat. Am semănat crumpi, am semănat păsulă, de că n-am redus munca, Dumnezeu să vă binecuvinteze. N-am știut că viață fără muncă sau muncă fără viață, n-am știut. N-am folosit să mănânc pâinea leneviei. Am lucrat cu fratele Radu și cu alții care puteam să le poruncesc, numai să le poruncesc, dar lucram mai mult ca ei și împărțeam banii împreună, la fel. Dumnezeu să vă binecuvânteze, Dumnezeu să vă ajute să păstrați. Mai vă spun ceva și nu vă mai obosesc, Dumnezeu să... Într-o zi spun la fratele Radu, bă, uite, Dumnezeu mi-a spus să mergem la un om care nu-l cunosc, să mergem la el că are dureri ca mine, cum am avut-o atunci cu șelere, știi, la... Cum îl cheamă? Pădurarul. Nu pădurarul. Ghiță. Cum? Ghiță. Ghiță, dar celălalt nume... Lasă-l acum, bine că aș spui atâta. Mai iau mâncă unul cu el, ca să fie de mărturie. Când mă duc la el acolo, mă, eu nu te-am cunoscut, nu cred că m-ai cunoscut, n-ai îndevine să mă cunoști tu. Nu ne-am cunoscut. Uite, Domnul Iisus mi-a arătat că era în haine de petrol. Și... mi-a arătat că ești cu durere mare la spate și da, spune el. Ne-am rugat lui Dumnezeu și Dumnezeu îl ține în viață și acum și sunt bine 20 de ani atunci. Dar se botează un nepot al meu și un copil al lui era bun prieten cu nepotul meu. Și vine la, era în Franța, vine la botez și el. Și când vine la botez, îi spune, mă, mai cunoști? Nu te cunosc, cum zic? Deci când ai venit la noi atunci și v-ați rugat, eu am simțit un foc al lui Dumnezeu din cap până în picioare și m-am pocăit. Slăvit să fie Dumnezeu. Cu asta voi înțe, dar Dumnezeu să vă binecuvinteze. Iertați-mă dacă v-am ținut prea mult. Nu v-am spus cu ungerea cu respectivul. După ce i-am făcut ungerea și după ce am ieșit în cameră, femeia vine și spune, zice, să-mi faci și mie. Nu-ți fac. De ce? Nu te cunoaște Hristos. De ce? Păi câți ani ai? 80 de ani, cu două bâte. Și la cap era roșie. Zic, Dumnezeu nu te-a lăsat așa, am spus. Vopsită pe cap. Zic, dacă îmi promis și promis lui Dumnezeu că nu mai faci prostia asta, îți fac. Nu mai fac în viață. Nu, atunci hai să ne rugăm și am făcut și ei ungere. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă cunoască Dumnezeu cum El vrea. Amin. Vorbeam cu un tânăr într-o zi, spune, măi, tânările astea de acum, dacă le ieși și le duci acasă, le bagi în baie, nu le mai cunoști când le scoți afară. Se duce rujul după ele. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să fiți naturale, așa vă iubește Dumnezeu cum v-a făcut El. Cu atâta voi termina, Dumnezeu să-i binecuvinteze, frații, se ducă mai departe slujba lui Dumnezeu. Nu veniți la adunare fără să postiți, nu veniți la adunare să vorbiți până nu postiți și să vă rugați, măcar dacă vrei să vorbești un ceas să te rogi, două, eu nu știu cât m-am rugat, dar am început luni și voi termina luni. Dacă ajute Dumnezeu, rugăciune și post, Dumnezeu să vă ajute, nu de laude, bândem și pe voi că nu muriți. Când am dat mâna cu cineva, a spus, câți ani ai? 84. Nu se cunoaște, zice. De ce?
Păi zice, ești mai voinic ca mine la băi. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dumnezeu are putere. Să vă mai spun un lucru, că la vinerea, la munte am postit miercuri, joi, vineri, sâmbătă și duminică. Asta au fost zile de post la munte, când am fost numai cu frații. Iar la 12 ziua mi-a dispărut toată puterea. Mi-a lăsat Dumnezeu să vadă, să văd cine sunt. N-am mai avut blagă să vorbesc. Și a spus în inima mea, înăuntru, zic, Doamne Iisuse, Tu mă știi. Un prețior de acolo, dintre romi, se ridică între frați acolo și spune, Domnul Iisus îți dă putere. Așa am primit putere cum a prins un bec, când a prins un bec și face lumine. La 12 noapte am fost ca așa acum, de puternic, slăvit să fie Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Suror, iertați-mă, Dumnezeu să vă binecuvinteze.